Astăzi, la sediul Partidului Național Liberal din Pitești, a avut loc o conferință de presă la care au fost detaliate aspecte de interes local, național sau regional, în special pe teme economice și politice. În opinia deputatului Andrei Gera, cumpărătorul Olchimului nu a avut intenție clară și hotărâtă de a veni în sprijinul combinatului sau al muncitorilor de acolo. Este vorba de soarta mii de oameni, este vorba de un punct strategic al României, și dincolo de orice alt calcul politic, politicianist, pe care și l-au făcut unii sau alții, în speță domnul Dan, lucrurile trebuie privite cu seriozitate și trebuie să reintre normal. Probabil că se va adeveri faptul că Dan Diaconescu nu are bani și probabil că va confirma faptul că n-a avut niciun moment în intenție de a cumpăra acest combinat, ci doar de a-și face un pic de imagine. Deputatul Andrei Gera este de părere că o prevedere legislativă ar fi imperios necesară, astfel încât licitațiile să nu mai fie blocate de persoane fizice sau juridice care nu au decât intenția vădită de a întârzia sau bloca investițiile.